În această minunată zi, 25 ianuarie, începem cu un curs de freedive, adică să ne putem scufunda fără nevoia unor butelii, cum am făcut-o ieri, așa că o să fie ceva foarte interesant. Abia aștept, în lacul Barracuda. Deocamdată mergem cu o barcă fără coviltir, drept urmare o să ne ardă, de o să ne prăjească, noroc că mi-am luat cămașa lungă. Cu mâneca lungă, da? E foarte, foarte cald astăzi și umezeala la cote maxime. E prima dată când mergem cu barcă din asta de viteză, fără coviltier, dar sigur o să fie mișto. Mai filmăm, mai de acolo. Aici e postul de salvamar, teoretic de aici încolo nu ai voie să mergi fără veste pe lacul Barracudelor, dar datorită faptului că noi suntem învățăcei și oricum cu vestele ne-ar fi mult mai greu să ne scufundăm, mergem fără veste. Dar am o minunată haină de, să spunem, soare, apă, care mi-au dat-o băieții de aici. Am lăboancele cu mine aici, ochelari și snorkelul înăuntru, că așa e frumos. Hai să vedem, asta ar fi un lac de apă dulce, așa că o să avem portanța mai mică decât în mare. E interesant, uite, și ăștia au 10 scări, nu 7 scări. Oho, arată mișto. Arată foarte mișto. Ne-am scufundat până la 13 metri lejer, bine lejer, cu egalizările de rigoare, că e foarte greu, e incredibil greu, iar faptul că am alunecat și am căzut pe scări înainte să ajung la aia, la scufundări, m-a împiedicat pe mine să folosesc tălpoancele de scafandru, labele de scafandru, că altfel mă băgam probabil cel mai ușor în adâncuri, da? E bine și așa. E bine și așa, măcar am reușit să ajung acolo. Ceea ce e ceva. Mâine e a doua zi, abia aștept. Tot azi facem și partea de teorie, care teoretic ar trebui făcută mâine. Dar cum să refuz un asemenea cadru cu o atmosferă atât de liniștită pe terasa acestui minunat hotel. După foarte multe de toate astăzi, am ajuns și la Makinit Hot Springs, cum scrie pe semnul ăla din spatele meu. Sunt niște izvoare cu apă termală în care teoretic ne vom îmbălăci la o temperatură de aproximativ 38-41 de grade. Intrarea costă 200 de pesos, adică împărțiți la 5, 4 dolari. Deci cam 4 dolari. Arată așa, foarte relaxat, cu niște căsuțe, cu niște măsuțe și din câte am înțeles totul e privat aici, adică e făcut de un nene care a scos apa din pământ și a organizat aceste minunate izvoare termale. E destul de măricică asta, destul de foarte măricică piscina. Ia să vedem.
E încă destul de multă lume. Cât să ai scrie că teoretic e deschis până la 8, dar de fapt e până la 8 poți să intri și se închide de toată lumea vine dat afară la ora 10. Hai că e un bazin destul de mare. Să vedem și cât de cald e și de bine. Prăjitura de seară. Care e cu mango? Marius, cum e? Super bună. Dacă nu-ți place, mănânc eu ta. Este super, super bună și zic că mănânc el dacă nu. Dar nu, eu dau că este super bună. Mult, mult mango. Tot mango posibil. Thank you very much. Și un suc de mango. One of the best is not the best. Ah, but it's terrible.